공감이야. 그리고 Megadera. Locul șapte. Călin Urnaș, Clubul Sportiv Dorin Dobărescu din Timișoara. Călin aici. Locul 6. Cristian Maniu. Locul 5. Adrian Piper, Vlad Jimdeva. Locul 4. Iosef Deneș, Ungaria. Este premiat de firma API. Nu mai puțin? Hai să facem puțină regie. În momentul în care voi anunța locul 2, veți ști câștigătorul. Unul dintre cei doi, Atila. Locul 2, Atila Salma. Ungaria. Locul întâi și câștigătorul al Cupei Libertății, Memorial Vasile Balmuș, ediția 22-a, Atilo Varga, Ungaria. Muzica, mă rog! Și aplauze! Eu pe concurent să rămână o secundă, să aflăm câteva date despre sportivul câștigător. Hai, vin, că e pe catoș, așa, așa, în ce ani? De-ra ide, de-ra ide. Să întrebăm de câți ani are și de când face culturism. Sunt de cine ai mai mult pe care? Are 30 de ani și de 12 ani face acest sport minunat. Să ne spună câteva date pe scurt din palmaresul său.
Deci la Fit Parade unde ne-a vizitat și domnul Florin Teodorescu și dumneavoastră acolo așa, la categoria peste 100 de kilograme alături, deci după tot Daniel Multiplu, campion mondial, a luat locul 2 și la următorul concurs, la Superbody, la categoria de înălțime, primul loc la categoria peste 179 de centimetri, locul 1. Deci, care a fost stătânsă. Și la același concurs, Grand Prix, categoria Grand Prix, tot primul loc. De unde? Ce țară? La Superbody, organizat în Ungaria, un concurs internațional de mare anvergură. Au participat peste 220 de sportivi la întrecerea de care aminteam invitatorul. Aș vrea să te întreb eu dacă este tentat să treacă la profesionist, să participe la Grand Prix-ul de profesionist. Deci la, în sezonul care urmează anul viitor, sezonul de toamnă, atunci dorește să evolueze, să mai crească la masă musculară, evident, și la definiție, și atunci trebuie, dorește să progreseze chiar la profesionist, dacă e posibil. Bravo! Are, mai zice, mai are ce să potențial și ce, deci să construiască. Am să adresez eu o ultimă întrebare. Este puțin superfluă, recunosc. Cum se simte acum și ce părere are despre acest concurs? S-a simțit minunat, deosebit aici la Timișoara astăzi și zice că mărturisește din suflet că sunteți cei mai minunati oameni. Câștigătorul acestei competiții a pus punctul pe ei. Sunteți într-adevăr și câștigători minunați. Dacă doriți să faceți fotografii cu sportivii, sunteți așteptați pe scenă. Oficial, Cupa Libertății, Memorial Vasile Barnuș a luat sfârșit. Vă mulțumesc! Álljatok be hárman az első három? Hol az első három? Csináljál róluk. Szóval most edzem a memóriámat. Mit csinál? Szóval most edzem a memóriámat. Ja? Várj.